Bună ziua, bine v-am găsit la interviurile Hot News de la distanță. Invitată îl avem pe domnul Vergil Chițac, candidat PNL pentru primăria Constanța. Bună ziua, domnule Chițac! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. O să începem cu o întrebare destul de naturală. Care este proiectul dumneavoastră pentru Constanța și ce vă recomandă la primărie? Proiectul meu pentru Constanța se cheamă Programul de Guvernare Locală sau un adevărat manifest adresat cetățenilor Constanței, pe care l-am făcut public pe pagina mea de Facebook de o săptămână. Este supus dezbaterii publice. Aștept păreri, idei și în final voi ajunge la varianta finală. Este un program politic care prezintă un mod de gândire, inventariază problemele Constanței, prezintă soluții pentru rezolvarea acestor probleme pe termen scurt și pe termen mediu și chiar și lung. De asemenea, pune la treabă funcționari și instituții. Programul se pliază pe realitățile Constanței de la momentul acesta. Eu trebuie să spun foarte onest că oricât de liberal aș fi eu și sunt, și oricât de adept aș fi al ceea ce înseamnă dreapta politică și sunt, realitatea Constanței ultimilor 20 de ani, pe un fond de sărăcire, zic eu, planificată a cetățenilor Constanței, a dus la următoarea situație. O mare parte din banii de la buget sunt îndreptați în zona socială, în zona ajutoarelor sociale, spre asistență socială. Fie că vorbim de programul care se cheamă Tichete Respect, fie că vorbim de subvenția căldurii furnizată de Radet, fie că vorbim de alte produse sociale, asta este o realitate. O mare parte din bani s-au dus către asistența socială. Ori așa stând lucrurile, eu nu mi-am propus, dacă voi ajunge primarul Constanței, să reduc aceste cheltuieli sociale, pentru că noi așa suntem în secolul 21, vorbim de comunități sociale care trebuie să fie coezive, să fie inclusive, nu putem lăsa pe nimeni în urmă, sunt oameni care sunt în nevoie și trebuie ajutați. Deci nu mi-am propus să reduc aceste cheltuieli, în schimb, va trebui să fac ceea ce nu s-a făcut în Constanța ultimilor 20 de ani, să începem să dezvoltăm economic orașul. Iar lucrul ăsta se va face de către primărie, pe de o parte prin investiții publice, asta însemnă investiții în infrastructura de transport, fie că vorbim de drumuri, de poduri, de pasarele, subterane, supraterane și așa mai departe, și de asemenea în dezvoltarea infrastructurilor de utilități, pentru că dacă vrem și vrem să facem un parc științific și tehnologic într-o anumită zonă a Constanței pe care deja am depistat-o, e limpede că acolo trebuie primăria să-și asume și pe cheltuiala ei să ducă toată infrastructura și lucrurile astea le vom face, așa cum vă spuneam. În consecință, aș putea spune pe scurt că programul despre care vorbesc și despre care m-ați întrebat, din punct de vedere economic-social, nu este unul de dreapta, este unul de centru. În schimb, cultural vorbind, programul este unul de dreapta, pentru că ne propunem să terminăm cu ceea ce înseamnă corupția în administrație, și mă refer la partea primăriei, vestită oarecum și de care ați auzit probabil și dumneavoastră. Vrem să lichidăm infracționalitatea din Constanța, care e destul de ridicată. Uitați-vă că suntem pe locul 2 între marile municipii după Iași, un loc 2 nedorit din punctul ăsta de vedere. De asemenea, vrem ca toată lumea să respecte regulile, iar cei care nu respectă regulile vor trebui să plătească. Acesta este mesajul principal pe care l-am adresat eu în program constanțenilor. Da, dorim să dezvoltăm Constanța, dar dezvoltarea nu trebuie făcută într-un mod haotic, să facem din Constanța un chici. Dezvoltarea trebuie făcută după reguli. Vrem să ne prezervăm tradițiile noastre, obiceiul nostru, multiculturalitatea Constanței, care este vestită și care a fost un exemplu de-a lungul timpului pentru toată țara. Vrem să ne respectăm unii alții. Dezvoltarea Constanței trebuie făcută după reguli. În principiu, cred că
cel mai important lucru al programului este că oferă o viziune. Viziunea mea este următoarea. Constanța trebuie să fie un oraș primitor pentru cei din exterior, un oraș de care cetățenii ei sunt mândri și, de asemenea, un oraș în care business-ul trebuie să înflorească. Oamenii care vor să investească trebuie să-și dorească să investească în orașul Constanța. Dacă mă întrebați acum ce mă recomandă pe mine, credeți-mă că mi-este foarte greu să vorbesc despre mine în termen de puncte foarte, să zicem. Aș lăsa pe alții, dar am să vă spun așa, am să vă răspund cu poate. Poate faptul că înainte de a intra în politică am avut o carieră profesională, spun eu, cu rezultate decente. Poate faptul că și gradele militare și cele profesionale l-am obținut la timp, fără să sar etape și prin multă muncă și rezultat. Poate faptul că am condus o instituție publică în Constanța cu, hai să spunem, dificilă din punct de vedere administrativ de condus, dar și renumită. Poate faptul că am administrat bugete de 10 de milioane de euro, poate faptul că am derulat proiecte europene, le-am câștigat și apoi le-am dus la bun sfârșit, poate puțin din toate sau poate toate la un loc. Nu știu, rămâne cam asta să decideți. Acum aș vrea să rămânem la zona administrației publice, că ați spus la un moment dat că ar trebui să existe o reformă în această zonă. Practic, da, să spunem că ajungem fix în momentul T0, sunteți ales primar al Constanței. Ce măsuri veți lua în această direcție pentru a schimba puțin administrația locală? Domnule dragă, dacă vorbim de administrația publică a Constanței, putem, cred că, generaliza, putem vorbi de administrația publică a României în general. Și să știți că păcatul cel mai mare este unul politic, pe care trebuie să-l asume toate partidele politice care mai mult sau mai puțin au fost la guvernare, și anume, administrația României suferă de o politizare excesivă. Fie că vorbim de, hai să spunem, instituții de control centrate, fie că vorbim de primării, fie că vorbim de ministere, să spunem, da? Mai mult sau mai puțin, într-un procent, apreciez eu, variind între 60% și 90%, instituțiile astea sunt politizate. În primării, în mod excesiv, aș putea spune că politizarea în primării este la marginea superioară a plajei pe care v-am prezentat. Ori de aici pleacă totul. Dacă în administrația publică promovarea sau încadrarea nu s-a făcut pe bază de competență, pe bază de meritocrație, ci numai pe bază de carnet de partid, am ajuns într-o problemă, în problema pe care v-am expus-o. De altfel, vă rog să observați, și e lesne de observat, că există o diferență formidabilă între nivelul administrației publice, calitatea administrației publice și calitatea mediului privat. Deci, practic, calitatea mediului privat este mult peste calitatea administrației publice. Dacă ne uităm la salarii, lucrurile sunt exact invers. Adică salariul mediu în zona publică este mult mai mare decât salariul mediu în zona privată. Suntem într-o logică economică întoarsă, nu? Suntem în logica economică în care oamenii care au competențe sunt plătiți mai puțin decât cei care nu dovedesc competențe din zona publică. Acum, revenind la întrebarea de bun simț pe care ați adresat-o, cu ce voi începe sau care vor fi primele trei măsuri, dacă voi ajunge primar, cred că sunt de bun simț. Ar trebui făcut, în primul rând, un audit intern. Nu aș miza pe auditul extern, care este unul de durată, este și foarte scump. Eu am capacitatea să văd foarte rapid dacă într-o instituție publică, în cazul de față într-o primărie, lucrurile merg bine sau nu. Iar auditul public trebuie să vizeze analiza bugetului de venituri și de cheltuieli, deci, repet, și la partea de venituri și la partea de cheltuieli,
într-o primă instanță, rapoarte de lucru ale serviciilor care sunt subordonate primăriei, adică trebuie urgent să vedem fiecare serviciu la ce teme lucrează, care sunt temele urgente, care sunt proiectele urgente și care sunt cele pe termen mediu și lung. Și de asemenea m-ar interesa cum funcționează managementul calității, m-ar interesa ultima analiză de management, care sunt constatările din ultima analiză de management și dacă s-a făcut un plan de îmbunătățire și în ce stadiu este derularea acestui plan. O a doua măsură care din nou mi se pare de bun simț, dat fiind faptul că suntem în septembrie, la începutul octombrie, ar trebui să ne apucăm să pregătim sezonul rece. Asta înseamnă discuții aprinse cu toți cei care sunt furnizori de utilități. De apă, de canalizare, de apă caldă, de căldură, de electricitate, de gaze, să vedem dacă planurile pentru sezonul rece sunt puse în aplicare și în ce stadiu sunt ei cu pregătirea sezonului rece. Și dacă vreți a treia măsură, dar nu neapărat cea din urmă, trebuie să facem cumva o analiză a contractelor de prestări servicii. Nu numai că există sentimentul, dar mulți cetățeni îmi spun că nu sunt mulțumiți de calitatea serviciilor publice pe care le prestează primăria. Fie că vorbim de colectarea gunoiului sau de curățenia stradală, sau, de ce nu, de exemplu, de toaletarea spațiilor verzi sau tăierea pomilor din parcuri, dezinsecție, deratizare. Există suspiciunea că pe acolo se drenează bani, că aceste contracte sunt scumpe, ori ele fiind contracte economice, în orice moment se pot reanaliza și aș vrea să fac o analiză a acestor contracte din prisma a două lucruri. Din prisma calității serviciilor publice și furnizori le asigură cetățenilor și va trebui să creăm și mecanisme prin care să controlăm strict prețurile, dacă prețurile într-adevăr corespund calității serviciilor publice furnizate către cetățeni. Cam acestea sunt cele trei măsuri pe care le văd eu urgente și obligatorii, pe care un primar instalat în funcție în luna septembrie, sfârșit de septembrie, început de octombrie, trebuie să le ia de îndată ce ajunge la primărie și începe să-și exercite mandatul. Aș rămâne tot în zona actualei administrații, pentru că, până la urmă, cum a spus și dumneavoastră, sursa răului, principala sursa răului în administrarea unui județ, a unui oraș, pleacă de la administrația locală. Și de asta aș vrea să vă întreb dacă puteți să ne dați trei exemple de lucruri pe care actuala administrație le-a gestionat total defectuos. Mi-e dificil. O să vă dau mai multe exemple și alegeți dumneavoastră primele trei. De fapt, să știți că toată gama de probleme specifice unui oraș, dar absolut toate problemele, au fost gestionate defectuos. Sectorul economic nu s-a dezvoltat, pe care de consecință oamenii au sărăcit. Nu avem parcuri, nu avem un bazin de not. În rușinea Constanței, imaginați-vă că nu avem un bazin de not. Spațiile verzi sunt la jumătate din norma europeană. Stadionul Farul este în paragină ca mai toate bazele sportive. Teatrul de vară Mamaia și Teatrul de vară Soveja, acum, în momentul de față, sunt pline de buruieni. Mașinile, în marea lor majoritate, sunt parcate pe carosabil sau pe trotuare. Evident, trotuarele sunt obturate și mobilitatea activă, deplasarea cetățenilor pe jos sau cu bicicleta, aproape că nu poate fi făcută. E sport extrem să te plimbi cu bicicleta în Constanța. Serviciile de curățenie, așa cum am amintit, lasă de dorit. Deci eu am enumerat destul de multe și vă las pe dumneavoastră să apreciați care sunt primele trei. Dar de departe, cel mai grav lucru este faptul că primăria Constanța, cei care edilii Constanței, n-au avut o viziune asupra dezvoltării orașului. N-au avut un master plan al dezvoltării orașului. Lucrul ăsta a făcut ca ei să
să acționeze totdeauna, să fie reactivi, nu proactivi, și să acționeze improvizat. Pe de o parte, da? Vorbim de gestionarea defectuoasă a problemelor orașului și despre care am vorbit. Pe de altă parte, să știți că au gestionat în folos propriu activele orașului. Deci, în loc să gestioneze problemele orașului, au știut să administreze și să gestioneze în folos propriu activele orașului. Știți foarte bine că fosta conducere a primăriei și cei care, tripleta, celebra tripletă din Constanța, toți acum la pușcărie, au ajuns din cauza fraudelor pe care le-au făcut în administrarea orașului. Da? Lucrul ăsta a îmbogățit, nu neapărat pe ei, probabil că și pe ei, dar o mare parte din cei care roiau, din grupurile de interese care erau lângă acești oameni. Deci, ca să revin, primăria n-a știut să concluzioneze, să administreze problemele orașului, însă au știut să administreze bunurile orașului, dar în interes propriu, nu în interesul cetățenilor acestui oraș. Acum schimbăm puțin registru. Sunteți optimist că se va ajunge într-un viitor rezonabil la exploatarea gazelor din Marea Neagră? Și dacă se va ajunge la acel moment, cine credeți că ar trebui să facă acest lucru? Aș răspunde cu partea a doua întrebării dumneavoastră. Exploatarea gazelor din Marea Neagră trebuie făcută de companii care știu să facă lucrul acesta. Statul român, pentru că există discuția asta, o citesc, o ascult, o văd, stau de vorbă cu oamenii și mare parte din ei spun, dom'le, de ce nu poate statul român să scoată propriile bogății, hidrocarburile în cazul ăsta din Marea Neagră, și să se folosească de ele? Existând nostalgia anilor în care noi aveam Petromarul, care asta făcea, scotea din Marea Neagră petrol și gaz și îl transporta la țări, în beneficiul industriei noastre de la acel moment. Și noi trebuie să facem, să fim realiști și să spunem următorul lucru. Față de acel moment, în situația actuală, statul român nu poate să facă lucrul ăsta. Proiectele de exploatare, de explorare și exploatare a hidrocarburilor din mare, în special din zona offshore, acolo unde adâncimile sunt foarte mari, sunt proiecte scumpe. Uitați-vă că, de exemplu, Exxon și la paritate cu OMV-ul, care a avut un perimetru concesionat în zona de mare adâncime la Marea Neagră, Neptun Deep, au cheltuit până în 2015 1,5 miliarde de dolari numai pentru explorare. Au făcut 7 foraje în diferite zone ale perimetrului concesionat. De asemenea, după explorare, ar fi trebuit să transporte gazul la țări. Toată infrastructura necesară pentru a transporta gazul la uscat însemna o cheltuială de încă 3 miliarde și ceva de euro. Deci se ajunge la o investiție inițială de aproape 5 miliarde de euro. Mai mult decât atât, proiectele acestea sunt proiecte care au o durată mare de lansare. Durează uneori 10 până la 15 ani, din momentul în care dai prima sapă de foraj până când vinzi sau exploatezi comercial primul metru cub de gaz. E bine, statul român, pe de o parte, nu are acest capital de risc care e destul de mare. Eu am vorbit acum de un singur perimetru, dar gândiți-vă că în Marea Neagră sunt mai mult de 10 perimetre concesionate. Deci statul român nu are acest capital de risc, nu mai are tehnologia necesară și nu mai are nici specialiștii necesari. Și nu cred că este rolul statului român, statului în general, într-o economie de piață,
să se implice în așa ceva. Statul trebuie să asigure un cadru ofertant și predictibil pentru astfel de afacere. Statul trebuie să facă legi bune și să nu le modifice. Statul trebuie să culeagă dividende, bănești, taxe, impozite și statul ce trebuie să facă? Să investească în infrastructura necesară funcționării statului. Dar nu este rolul statului să devină un shareholder în economie. Și mai dau un exemplu, chiar dacă mă lungesc, ca să înțelegem că vorbeam de ExxonMobil. Exxonul este cea mai mare firmă de energie din lume. Gândiți-vă că la momentul 2017, când firmele ce au început, ce făceau business în Rusia, au fost amenințate de americani, de statul american, că dacă vor continua afacerile cu statul rus, vor fi penalizate, vor fi pedepsite. Exxonul, care e firma americană, a trebuit să înghețe contracte cu Rusia pentru explorarea hidrocarburilor din zona arctică de 500 de miliarde de dolari. Deci, iată, lucrurile în zona asta a energiei sunt foarte, foarte complicate. Deci, am răspuns la întrebarea cine trebuie să facă asta. Asta trebuie să facă firmele specializate, fără dor și poate. Dacă sunt optimist că se va ajunge la exploatarea gazelor. Dom'le, eu sunt optimist și vă spun pe ce mă bazez. Mă bazez pe faptul că actualele resurse de gaz nu ne mai ajung decât 12 ani din calculul pe care l-am făcut. Nu l-am făcut eu. Este un calcul existent la Ministerul, fostul Minister al Energiei, care acum este la Ministerul Economiei. Noi consumăm în România între 10 și 12 de miliarde de metri cubi de gaz pe an, depinzând de cât de severă este iarna sau nu, și producem cam cu 2 miliarde de metri cub mai puțin din rezervele existente. Restul de 2 miliarde le importăm evident de la ruși, de la Gazprom. Ce pot eu să vă spun este că lucrurile se vor debloca, probabil nu pe perioada actualului Parlament, care, mă rog, mai are câteva luni de zile. De ce? Pentru că dacă va trebui să modificăm legea offshore, de fapt, de ce s-au stagnat aceste proiecte? Pentru că a existat o modificare a legii offshore, dar nu atât legea offshore, modificarea ei și forma în care a ieșit a fost neatractivă pentru titularii de acorduri petroliere și pentru investitori, cât ordonanța 114 de la finele anului 2018, care i-a obligat pe furnizorii de gaze din offshore să... Pe de o parte, 50% erau obligați să vândă pe piața românească și li se plafona și prețul la gaz. Ei, lucrul ăsta i-au făcut pe ei să stagneze proiectele, dar eu cred că lucrul ăsta poate fi deblocată situația, modificând cumva legislația, dar nu se va întâmpla, repet, pe durata actualului Parlament, pentru simplu motiv că discuțiile vor lua o turnură naționalist-populistă. De genul, nu ne vindem țara, nu ne vindem bogățiile, voi vreți să dați totul pe nimic, Uniunea Europeană ne aduce în sapă de lemn, lucruri, mă rog, cu care eu nu sunt deloc de acord. Gândiți-vă și vă spun un singur lucru. România, de 150 de ani, s-a dezvoltat cu capital străin. Noi care suntem beneficiari, am intrat în Uniunea Europeană în 2007 și suntem beneficiarii acestei aderări la cel mai mare bloc economic care a existat vreodată, eu cel puțin nu pot accepta o retorică naționalist-populistă de tipul ăsta. Dar care totuși există. Da, cum să spun, rațional așa ar trebui să-i facem față și să spunem adevărul. Mai gândiți-vă, domnule Dragă, că în momentul de față, în România, 100% din tehnologiile pe care le utilizăm sunt tehnologii occidentale.
Asta este o realitate. Nu? Ce ne-a făcut nouă rău Uniunea Europeană? Că ne-a primit 4 milioane, între 4 și 5 milioane de oameni care, nu-i așa, muncesc acolo, câștigă salarii, trimit bani în țară, de am ajuns paradoxal să fim, ei să fie cei mai mari investitori străini, luați cuvântul străin între ghilimele, din România. Ce ne-a făcut nouă Uniunea Europeană? Ne-a făcut rău că prin proiectele atrase, deși trebuia să atragem mai mult, balanța e, suntem cu plus 30-35 de miliarde mai mult euro. Adică noi suntem și contributori la buget, da, și la proiectele astea, dar am și absorbit bani. Deci avem 30-30. Ce ne-a făcut nouă Uniunea Europeană? Că ne-a lăsat să ne deplasăm, deci mobilitatea cetățenilor, a capitalului. Noi nu putem privi lucrurile în momentul ăsta al existenței noastre de asemenea manieră. Știu că e ușor, sunt voturi ușoare să fii naționalist, să fii populist. Eu nu pot fi de partea asta.